Care este rețeta fericirii? Când și cum este potrivit să sărbătorim ziua dragostei? Care este rolul femeii în societatea noastră? La aceste întrebări și nu doar au încercat să răspundă membrele Clubului Cititorilor, care s-au adunat la recenta ședință, care a avut loc la Biblioteca Transilvania din sectorul Ciocana al Capitalei. Jurnalistul Andrei Viziru a fost prezent la această ședință și a împachetat atmosfera într-un reportaj. Mai regină decât floarea, doar femeia poate fi, mai frumoasă decât viața, doar femeia poate fi, zicea regretatul poet Dumitru Matkovski. Cât de utilă și necesară este lectura în timpurile noastre și când ar fi bine să sărbătorim dragobetele. De fapt, să știe, această sărbătoare a dragostei are diferite date. În unele locuri se sărbătorește la 24 februarie, iar în alte regiuni ale României, la începutul lunii martie și pe parcursul lunii. Dar să auzim cine spune doamna Alexandra Tănase, conducătoarea Clubului Cititorilor Lectură Generoasă, ce activează în cadrul Bibliotecii Transilvania. Am urmărit anul acesta cei cu acest 14 februarie și m-am bucurat mult că și radio, și televiziunile, anumite reportaje au fost dedicate poetului Grigore Vieru. Într-adevăr, el este poetul nostru național, marele poet Grigore Vieru. Că dragostea este eternă și ea trebuie să fie în fiecare zi. Nu pe 14 sau pe 24 sau 1 martie sau 8 martie. Deci dragostea este ceea ce ține pământul deocamdată. Că vedeți că și ura a dat năvală peste noi. Eu cred că dacă mai suntem noi azi aici, suntem încă bine, în spațiul nostru românesc, bunătatea, binele a prevalat asupra urii și asupra răutății. Ce va fi mâine, ce va fi poimâine, ce va decide țarul Rusiei, noi nu știm. Se vehiculează fel de feluri, de idei, dar ne rugăm la Dumnezeu să fie pace și multă iubire. Acolo unde este iubire, nu e război. Dacă analizăm atent ce se întâmplă în jurul nostru, se face frică că nu cumva ura și răutatea să prevaleze asupra iubirii. Dar noi, care suntem de credință ortodoxă și seara mai spunem o rugăciune, noi ne rugăm pentru iubire între oameni, să se termine războaiele, confruntările. Ce ne lipsește nouă să fim fericiți? Uitați-vă cât e de frumos în jur. Mâncare este, haine sunt, avem o casă mai mare sau mai mică, avem niște facturi mai mari sau mai mici. Adică pentru a fi fericit trebuie să dai multă dragoste. Am foarte mult timp ca să meditez, să fac concluzii. Până în 72 de ani când am lucrat, nu aveam timp de făcut concluzii. Știam romane, poezii, facem analize, proiecte. Acum îmi fac numai proiecte spirituale. Mă gândesc la oamenii care se duc la biserică și se roagă pentru cei apropiați. Dau de sănătate, îi pomenesc pe cei plecați, dau un colățel sau un bănuț sau cât pot da. Dacă oameni buni, oameni frumoși sunt mai mult, de ce se întâmplă că cei urâți și cei răi îi domină și îi oropsesc pe cei buni? Iată asta e întrebare care nu pot să o răspunde nimeni. Mari filozofi, am urmărit și eu rețelele și televiziunile și m-am bucurat că multe instituții de educație, cluburi, sătești, chiar biblioteci din sate și centri raionale, licee, gimnazii, sărbătoriesc împreună copiii, sărbătoresc dragobetele. Și ar fi bine ca profesorii să le explice în ce constă dragostea. Ea se pornește de la Dumnezeu, care a creat omul din mare dragoste. Și din mare dragoste ne-a dat rai pe pământ, cine înțelege. Cine aici omoară, ucide, fură, jefuiește și se gândește, las că eu pe lumea cealaltă trăi bine, este o eroare mare. Drumul spre rai se croiește din mare dragoste aici. În fiecare zi, în fiecare dimineață, dacă noi avem un suflet, în casa noastră ai zâmbit și ai spus două cuvinte bune, toată ziua inima ți-e plină. Din fapte mici, mari, ele fac iubirea să existe. Cât va fi iubirii pământ, eu sper că noi vom trăi. Am văzut în perețele o poză. Arătați două persoane, stau spate în spate, e schematic desenat așa. Și unul cu o carte în mână și creierul lui, capul lui, este un mes de nucă. Altul, cel care stă în spatele lui, stă în mână cu o tabletă și capul lui este coaja de la nucă. Și eu sunt fericită că totuși stau cu cartea în mână. Eu citesc nu foarte, foarte, foarte mult, dar citesc în fiecare zi. Eu iubesc toată lumea care sunteți aici. Pe 14 februarie s-a sărbătorit ziua îndrăgostiților. Am citit și eu despre ziua aceasta și vreau să spun că anul ăsta, într-adevăr, i-a trecut așa mai în spate, parcă așa ziua asta, pentru că s-a vorbit, într-adevăr, în ziua aceasta s-a născut Grigore Vieru și s-a cântat și s-a vorbit despre Grigore Vieru. E ziua lecturii și nu numai. Pe 14 a fost invitat scriitorul Mircea Cărtărescu. Întâlnirea aceasta, care a adunat atâta lume bună și a fost
acolo, în sală și am savurat plăcerea acestei zile. Și eu am ieșit cu o postare pe pagina mea și am zis că pe 14 este catolică, alții sărbătoresc pe data 24, Dragobetele, și ziua iubirii la români și are vreo 200 și ceva de ani. Pe 14 am invitat pe lume să vină la Mircea Cărtărescu, și ziua lecturii și am spus așa că noi care am ajuns la vârsta frumoasă care o avem, vârsta înțelepciunii și al eleganței, unii sărbătoresc pe data de 14, alții pe 24, unii și pe 14 și 24, dar noi care suntem aici să sărbătorim în fiecare zi. Voi încheia cu un citat din Grigore Vieru, care a fost amintit anterior, care este poetul dragostei. Citez: femeia este al cincilea anotimp în care natura se odihnește, amintindu-și toate florile primăverii, toate privighetorile verii, toți strugurii toamnei și toate ninsorile iernii. Citat încheiat. Întotdeauna e loc de mai bine pentru a-i prețui pe cei din preajma noastră. Andrei Viziru pentru Radio Moldova.